Suntem în orașul Ismail, regiunea Odessa, și am reușit să ajungem până la ora 7, pentru că începând cu această oră aici nu mai are voie să circule absolut nimeni. Sunt patrule pe străzi, chiar am fost avertizați să nu cumva să ieșim pe străzi după această oră. Situația este destul de liniștită în acest moment aici la Ismail, însă la intrarea în oraș sunt forțe de ordine, sunt polițiști și militari înarmați, sunt baricade din Saș de Nisip și din Anvelope. De asemenea, sunt diverse filtre de poliție în oraș. Oamenii au la dispoziție fie beciuri, sunt și adăposturi. Există în acest oraș o rețea de tuneluri. Nu știm ce suprafață mai este funcțională, însă vom vedea pas cu pas cum se pregătesc ucrainienii în fața urgiei rușilor și, de asemenea, ce face comunitatea românească de aici, din regiune. Florina? Alina, dar primele impresii la frontieră acolo, care sunt mai exact? Am trecut frontiera cu Bacul și era Bacul care a dus, cred că astăzi erau în jur de 700 de persoane. Erau în general femei, copii și vârstnici. Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei. O parte intenționau să rămână în România, dar sunt alte persoane care au rude în Occident, în Vest, și erau în legătură cu acestea. Așteptau să vadă unde vor dormi la noapte, unde vor dormi mâine seară, ce vor mânca. Eu le-am spus că sunt foarte mulți voluntari români și erau chiar acolo, în punctul de frontieră, pentru a-i ajuta. De asemenea, erau instalate corturi, puncte de medicale de acces. A fost dramatică imaginea pe care am văzut-o, însă în momentul în care noi am ajuns la granița ucraineană, vă spun sincer că am văzut o coloană imensă de tiruri și de mașini și de oameni care treceau efectiv pe lângă ele și care nu aveau o mașină cu care să se deplaseze. Și erau kilometri întregi. Parcă nu se mai sfârșea. Fug oamenii din calea războiului și ușa lor către libertate în acest moment este România. La Isaccea, sute de refugiați din sudul Ucrainei traversează Dunărea cu Bacul. Abia când ajung pe pământ românesc, se simt mai în siguranță. Sunt în special femei și copii. Și-au luat doar lucruri care încap într-un bagaj, dar mulți dintre ei nu și-au lăsat în urmă nici animalele de companie. It's not calm. Everybody's panicking. We see warships at the horizon. It's scary. So we prefer to leave and leave the city to feed those people who are useful for the city, basically, not women. Marinarii care operează Bacul dorm doar câteva ore pe noapte, dar nu se plâng de oboseală. Merg cu Bacul gol spre malul ucrainean și îl readuc la Isaccea, plin cu oameni care fug de război. Se face câte o traversare la fiecare 2-3 ore. Cam 14 curse, 15 câteodată. Și câți oameni aduceți? Câți refugiați? De obicei, în mare, între 300 și 600-700, noaptea mai puțin. Nu le dă voie să circule pe timp de noapte, ne odihnim pe rând. 2-3 ore. Toți refugiații sunt așteptați pe malul românesc de autorități și voluntari care le dau hrană, ceai cald, pături și, foarte important, informațiile de care au nevoie. Mulți dintre refugiați sunt studenți străini de la Universitatea din Odessa. Pe malul ucrainean sunt imagini mult mai dure. Sunt foarte mulți cei care vor să scape cât mai repede de război și știu că salvarea este peste Dunăre, unde nu pot ajunge decât dacă reușesc să urce pe Bac. Sunt cozi uriașe de mașini, dar și oameni care merg pe jos. Cu toții numără orele până ajung pe malul românesc.